Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Rămâneți alături de noi pentru că am pregătit informații foarte atractive pentru următoarele 15 minute. Percepția asupra timpului este inegală, diferită de la om la om sau chiar în sine aceleiași persoane, în momente diferite. Că timpul este elastic o demonstrează și fizica, după cum veți vedea imediat. Japonia este una dintre țările cu cele mai multe sărbători, unele chiar neobișnuite. Ce anume celebrează astăzi niponii, dar și ce altceva mai cuprinde calendarul zilei, vedeți în minutele următoare. Bineînțeles, nu uitați că vă aduc și informațiile cele mai noi despre evoluția vremii. Red Colobus este una dintre cele mai colorate specii de primate din lume. Din păcate, aceasta este catalogată fiind pericol de dispariție. Maimuțele acestea cu fața neagră și spate roșu trăiesc în Zanzibar. Deși își duc existența într-un parc național, sunt deseori ucise de mașini când încearcă să traverseze drumurile. Autoritățile au instalat, în sfârșit, opritoare de viteză și au reglementat viteza de deplasare a vehiculelor în zonă, iar numărul primatelor ucise s-a înjumătățit în ultimul an. Până recent, 12-17% dintre ele piereau anual. Potrivit Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, în prezent mai există 6.000 de exemplare în sălbăticie. Observatorul Român de Sănătate a publicat analiza 15 orașe din perspectiva eficienței politicilor publice ale acestora împotriva poluării. Din păcate, niciun oraș nu a atins nici măcar jumătate din scorul maxim posibil. Statisticile din decembrie 2020 arată că jumătate dintre autoturismele din România sunt mai vechi de 15 ani. Emisiile motoarelor diesel sunt carcinogene de grup 1 și reprezintă una dintre cauzele cancerului pulmonar. 12 orașe dintre cele 15 analizate au achiziționat în ultimii 2 ani autobuze diesel, deși emisiile acestora sunt nocive pentru sănătatea populației. Jumătate dintre autoturismele din România dețin motoare diesel. În clasamentul eficienței împotriva poluării, primele poziții sunt ocupate de Brașov, Galați și Cluj-Napoca, în vreme ce la coada clasamentului se află Brăila, Bacău și Constanța. Capitala se află pe poziția a 6-a. Mâine se încheie transportul pentru lucrările de reabilitare și modernizare ale stației meteorologice Vârful Omu. Încă din 14 aprilie au fost aduse pe vârful muntelui materiale de construcție, operațiunea nevoioasă, pentru că se desfășoară în condiții de iarnă, la o altitudine de 2505 metri în munții Bucegi, unde stratul de zăpadă depășește în această perioadă 170 de centimetri grosime. Transportul a fost posibil datorită folosirii unui elicopter pus la dispoziție de Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Rămânem pe teritoriul țării noastre pentru că a sosit momentul să aflăm cum va evolua vremea în perioada imediat următoare. E bine să știți că la munte, vreme de iarnă, găsiți zăpadă din plin în pârtiile din mai multe stațiuni, însă în restul țării vremea se încălzește chiar foarte mult. Meteorologii anunță în ziua de Paște temperaturi de până la 30, chiar 31 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. Atmosfera va fi însorită mare parte din zi, dar după amiaza și seara, vremea va fi instabilă pe parcursul zilei de mâine, în nord-vest, în nord și în centru. Sâmbătă, în jumătatea de nord a țării, iar noaptea și în dealurile sudice, iar duminică din nou în regiunile din interiorul arcului carpatic. Haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vremea va fi rece în centrul țării, mai ales în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vom avea și temperaturi de numai un grad. La amiază vremea va fi capricioasă, mai ales în nord-vest, în nord și în centru și va ploua destul de mult, dar se încălzește, maximele vor tinde spre 25 de grade în Timișoara. Cu mai multe detalii vă aștept în principala rubrică Meteo. Timpul este elastic, o spune chiar fizica, nu doar experiența umană subiectivă. Fie că vi se pare că timpul trece mai greu când așteptați cu nerăbdoare un eveniment, fie că se fac măsurători științifice cu aparatură specifică, concluzia este aceeași. Timpul este relativ. Faceți un exercițiu. Până la duminica Paștelui, vi se pare că a mai rămas mult sau puțin timp?
Așadar, ideea de timp absolut nu poate fi decât o iluzie. De când Einstein a formulat teoria relativității, omenirea a înțeles că fenomenul gravitației poate deforma spațiul și timpul. De pildă, dacă poziționăm un ceas pe vârful unui munte și altul la poalele muntelui sau pe plajă, se va putea observa după o vreme că cele două ceasuri nu mai arată un timp identic. Cum este posibil acest lucru? Timpul trece mai greu cu cât poziția este mai apropiată de Pământ și mai rapid cu cât distanța de Pământ este mai mare, din cauza forței de gravitație. Efectul de dilatare a timpului poate apărea chiar și la nivel mult mai mic. De exemplu, două ceasuri atomice cu precizie maximă au fost poziționate doar la o diferență de 33 de centimetri pe înălțime. Rezultatul a fost același. Timpul a curs mai greu pentru ceasul aflat mai jos. Sigur că diferențele au fost mici, însă concluzia rezultată a fost una uriașă. Nu există timpul absolut. Percepția subiectivă face și ea ca timpul să fie relativ. De exemplu, în momente cruciale, de viață și de moarte, creierul eliberează o cantitate uriașă de adrenalină, ceea ce va accelera trecerea timpului în interiorul tău, la nivel perceptiv, în timp ce lumea exterioară va părea că se mișcă cu încetinitorul. O altă distorsiune frecvent întâlnită este aceea în care cu cât atenția asupra trecerii timpului este mai mare, cu atât senzația de încetinire a curgerii lui este sporită. Și invers, cu cât creierul se concentrează mai puțin asupra timpului, cu atât acesta pare să treacă mai repede. Acum a sosit momentul să aflăm cum se anunță vremea în țara noastră. La noapte, cerul va fi variabil, mai puțin în vestul și nord-vestul țării, precum și în zona montană aferentă, unde vor fi averse moderate cantitativ, posibil însoțite de tunete și fulgere. Vântul va prezenta intensificări în zona montană înaltă, în regiunile vestice, dar și prin cele nord-estice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 1 grad. Mâine, vremea continuă să se încălzească, însă după amiaza și seara, iată, în nord-vest, în nord, în centru și la munte, vremea va fi instabilă, vor fi averse însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. În restul țării, vreme bună, cer temporar noros, iar ploi slabe pot să apară, dar numai pe suprafețe mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade. În București, la noapte, sunt șanse minime de ploaie, iar spre dimineață în termometre vor fi 8 grade. Mâine, doar în prima parte a zilei este posibil să picure, apoi apare soarele, iar în aer vor fi 25 de grade. Poi mâine, vreme frumoasă și caldă, 27 de grade. Și la munte vremea se încălzește, însă va fi în general instabilă. În toată zona montană, după amiaza și seara, vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vântul se va înteți, mai ales în timpul averselor. Iată că cea mai scăzută valoare va fi în Ceahlău, 9 grade, iar cea mai ridicată, 16 grade, în Stâna de Vale, în Predeal și în Poiana Brașov. Cantități importante de apă se vor strânge în munții Apuseni și în Carpații Orientali. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine aduce vreme și mai caldă, chiar vreme deosebit de caldă pentru această dată. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. După amiaza și seara, în jumătatea de nord a țării, vremea va deveni instabilă, vor fi averse descărcări electrice, iar pe alocuri se pot strânge cantități importante de apă. Japonia este una dintre țările cu cele mai multe sărbători din lume. Astăzi, pe 29 aprilie, este aniversat împăratul Hirohito. Este și ziua internațională a dansului. Despre toate astea aflăm chiar acum. Printre numeroasele sărbători ale Japoniei, amintim anul nou, ca peste tot în lume de altfel, echinocțiul de primăvară și cel de toamnă, aniversarea întemeierii Japoniei la 11 februarie, sărbătoarea Constituției la 3 mai, a naturii pe 4 mai, a copiilor pe 5 mai, a mării pe 22 iulie, a muntelui pe 8 august, a culturii pe 3 noiembrie și chiar sărbătoarea persoanelor vârstnice. Dar astăzi, pe 29 aprilie, niponii îl celebrează pe împăratul Hirohito. Acesta s-a născut în 1901 și a trăit 88 de ani. A fost cel de-al 124-lea împărat al Japoniei și cel care deține cea mai longevivă domnie, 62 de ani. Sub conducerea sa, statul nipon și-a câștigat faima de mare putere asiatică. Dansul este una dintre cele mai iubite forme de artă și se adresează oricărei categorii de vârstă. Poate și de aceea este atât de iubit, mai ales că diversitatea stilurilor lui poate mulțumi orice gusturi. Din anul 1982 se celebrează la 29 aprilie Ziua Internațională a Dansului. Inițiativa i-a aparținut Comitetului de Dans al Institutului Internațional de Teatru din cadrul UNESCO. Ziua de 29 aprilie a fost aleasă în cinstea lui Jean-Georges Nevers, fondatorul baletului modern, născut în această zi, în anul 1727.
Există în lume drumuri care au dat naștere unor topuri de tot felul. După cum știți, avem și noi Transfăgărășanul, care a fost declarat de britanici de la Top Gear drept cel mai uimitor drum din lume. Dar există de pildă și topul celor mai periculoase șosele de pe planetă. Astăzi mergem în China și vorbim despre una dintre ele. Tianmen Sham Big Gate Road este un drum care de la bază la vârf măsoară 11 km în lungime. De ce de la bază la vârf? Pentru că el este situat pe un munte și este extrem de șerpuit. Aflat în Parcul Național Muntele Tianmen, acest șarpe încolocit pe munte pleacă de la 200 de metri de la nivelul mării și ajunge la o altitudine de 1300 de metri. Este unul dintre cele mai periculoase drumuri din lume. Are 99 de curbe, un simbol pentru cele 9 palate cerești. La capătul drumului urmează 999 de trepte, supranumite și scara către rai. Și abia după parcurgerea acestora se ajunge la Marea Poartă, sau Poarta Raiului, o piatră naturală în formă de arc despre care se credea că face legătura între lumea zeilor și cea a muritorilor. Construcția drumului a durat 8 ani și a fost finalizată în anul 2006. Acesta este incredibil de îngust și vântos. Văzut de sus, pare un dragon urcând pe munte. Datorită altitudinii și poziționării, ziua pe muntele Tianmen este mai lungă decât la baza lui. La răsărit, razele soarelui îl ajung cu 30 de minute mai devreme decât în cel mai apropiat oraș, iar apusul pare să aibă loc pe munte cu 45 de minute mai târziu. De asemenea, temperatura este cu 10 grade mai joasă față de orașele de jos. Ceea ce contribuie la gradul de periculozitate a acestui drum spectaculos este, pe lângă atributele deja menționate, factorul psihologic. Frumusețea peisajului atrage cu ușurință ochii șoferilor, iar o secundă de neatenție îi poate aduce pe aceștia direct în prăpastia adâncă. Tocmai din pricina riscurilor uriașe, drumul nu este deschis publicului, ci aici se desfășoară doar competiții sportive de motorsport. Însă, există alternativa telecabinei. Aceasta pleacă din orașul Zhangjiajie și se spune că este cel mai lung traseu de telecabină din lume. Are o lungime de 7455 de metri, un grad de înclinare de 37 de grade și o diferență de altitudine de 1279 de metri. Din Asia ne teleportăm rapid pe bătrânul continent pentru a vedea cum stăm cu vremea aici. Iată că mâine, în cea mai mare parte a peninsulei iberice, vremea va fi schimbătoare, iar meteorologii anunță temperaturi de cel mult 19 grade în Barcelona. Atât în țările vestice, cât și în cele nord-vestice, atmosfera va fi închisă și pe alocuri va ploua. În țările sudice și mai ales în țările sud-estice, vremea se îmbunează, apare soarele, iar ploile își vor face apariția după orele prânzului și mai ales către seară. Vor fi averse, posibil însoțite de tunete și fulgere. 16 grade vor fi în Milano și cel mult 26 de grade în Atena. În restul Europei, adică în țările centrale, în cele nordice și în cele de răsărit, perioadele însorite vor alterna cu cele înorate, când va ploua. Temperaturi de 8 grade vor fi în Helsinki, iar 17 grade vom avea în Kiev. Arșița se mai domolește mâine în Dubai, dar temperaturile rămân ridicate la pragul de caniculă. Să vedem acum și alte fenomene și temperaturi în alte zone de pe glob. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine de la aceeași oră, 19:35. Vă las acum cu imaginea zilei și nu uitați că vă așteptăm pe Facebook întrebările dumneavoastră pentru cosmonautul Dumitru Prunariu. Rămâneți pe TVR2, chiar acum urmează Câștigă România. Pe curând! Astăzi, la Câștigă România. Să trăiască Vigilianțul! Să trăiască! Oh, dragul de el! Pas, mergem da. Mai departe. Muzica e matematică. De asta calculez eu foarte repede sumele la sfârșit. Habar n-au ce vorbesc, cred. Deja am 3 nepoți. Ești bunic? Micuțul după 4 ediții încă nu știe cum funcționează concursul. Și că mă, eu mă uit, ediție de ediție. Bravo, bravo, bravo! Mulțumesc, mulțumesc.